Salutare, Teddy! Bine ai venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității Ecom Masters. Salut! Îmi pare bine că l-ai pornit, e simplu și mă bucur că mersi de invitație. Cu drag, suntem în decembrie 2021, avem tema Crăciun și la tine e ceva special, că tu fiind, tu ai un spirit artistic. Fiind un artist, mă gândesc că este etapa Dubai în creația artistică a regizorului, corect? Ești în Dubai, povestește-ne. Sunt în Dubai, dar sunt din punct de vedere antreprenorial. Adică mi-ar fi plăcut să vin doar ca artist, dar până acolo e etapa antreprenorială în care vin să testez apa, să le conexiuni, să extind business-ul din România, partea de agenție de video content inspirațional, și partea de public speaking, de motivation, aici în Dubai. Am văzut că tu vrei să convingi, companiile care se ocupă cu blockchain să facă video inspiraționale. Cum da, se potrivește treaba asta? Se potrivește foarte bine, pentru că de fapt sunt startup-uri tech, very tech. Mm-hmm. Okay. Și de multe ori le trebuie 40-50 de slide-uri ca să-ți explice ce fac ei acolo și de ce e bine să investezi sau să-ți cumperi și ăla. Și nici nu înțelegi nimic din ce spun ei. Nu, dar măcar dai din cap. Dar să știi că și mie, la primul client mi-a fost foarte greu să mă prind ce am de comunicat. Și practic ce face video și o campanie de video content inspirațională, că nu e un singur video, e că transpune esența umană din proiectul ăla tech sau de blockchain pe limba tuturor, astfel încât trebuie orice să investitor, asta. Orice client, orice comunitate pe care vrei să o atragi, să înțeleagă și să simtă acel proiect. Să simtă blockchain-ul. Da, să simtă utilitatea a ceea ce tu îi aduci. Că blockchain-ul e doar așa ca platformă, știi? Eu mi-aduc aminte când ne-am întâlnit noi prima dată, mi-ai spus ceva și mi-a rămas și după aia m-am și lăudat cu ce mi-ai spus. Mi-ai zis așa, oamenii mă plătesc să-i fac să plângă. Și am rămas emoționat, mi-a rămas în minte chestiunea asta. Întrebarea mea, pentru că aici suntem pe concret și pe e-commerce, cum poți să faci emoție de genul ăsta într-un business de e-commerce? Așa, în mare, după care intrăm în detalii, dar zic cum se poate potrivi ceva emoție și video prin canalul video pentru cineva care vinde pur și simplu niște produse online. La e-commerce ai două părți. Ai mai întâi brandul, magazinul practic online, după care ai produsele în sine. Și odată îți transpui brandul tău ca magazin, să-i spunem, da? Eu așa văd chestia asta și esența lui, indiferent de ce tipuri, câte tipuri de produse vinzi. Și ai odată chestia asta de brand awareness, care îți aduce lumea pe site. Să știe și să te aleagă. Aha. Pentru că, ok, poate nu ești din ăia pe care știm toți și atunci ca să te diferențiezi, trebuie să știm povestea ta și trebuie să știm care e abordarea ta umană în felul cum faci lucrurile. Dacă tu ai un magazin de scule și unelte și vinzi motocoase, ce poți să faci cu o motocoasă să fie inspirațional? Păi cu motocoasă poți să salvezi timp. Ai un ambient frumos, ai o calitate a vieții pe care o oferi celor din jurul tău. E și mândru că ai făcut treaba, adică... Da, te văd și vecinii, știi? Poți să dai și așa, ești un exemplu pentru ceilalți. Tu faci și video inspirațional, dar faci și film. Și vreau să zic două cuvinte despre filmul tău Coborând la prima, pentru că eu apreciez arta cinematografică românească și regizorii, dar mie nu plac filmele românești. No, filmul ăsta l-am urmărit de două ori. De două ori. Și știi că eu sunt dur, dar mi-intrase ceva în ochi în momentul în care... Cum faci să te duci în zona asta de pozitiv, de inspirațional, dar inspirațional pe pozitiv, nu pe șoc negativ? Școala mea în zona asta a fost 10 ani de lucru în video, în documentare și reclame, pe zona de social, pe zona de ONG-uri, în care lucrând era penitenciare de femei, persoane cu handicap,
orfan, you name it. Am căutat care e sparcul ăla, care e scânteia pozitivă, dincolo de drama, care e obvious. Nu m-a interesat drama, m-a interesat zona aia de pozitiv. Și atunci, și în școala mea asta, și toată urmărind toate campaniile alea tailandeze. A, cu copilul, când era el mic și după aia s-a făcut mare, l-a salvat. Aia sunt profesorii mei, știi? Băi, am gândit cum aplici chestia asta și mesajele astea pentru orice brand. Și întrebarea pe care o pun de fiecare dată când întâlnesc orice fel de brand, personal, e-commerce, corporate, ala, care e esența umană din brandul tău? Dar cum găsești esența asta umană? Că eu vând motocoase. Adică eu am, le iau din China, am un depozit în România, da. Le vând la oameni care au nevoie să taie iarba. Sigur, dar nu e despre ce faci, despre de ce faci ceea ce faci. Zic cum scot eu esența din motocoasa asta. Din motocoasă, uite, mă țin. Eu sunt inginer. Deja te facturez. Ți-am zis mai devreme, e vorba de ce faci. Care e beneficiul pe care ți-l aduce motocoasa aia? Nu stai să chem pe nu știu ce nănic pe care nu-l cunoști. Partea de că simți că pui umărul, că transformi ambientul tău. Că se schimbă ceva. Da. Asta, mă scuz că insist, dar e important pentru mine. Asta la motocoasa în sine, la produs. Dar okay. Cum fac eu să transmit esența magazinului online? Că mai sunt încă 10 magazine online care vând motocoase. Eu trebuie să mă diferențiez ca magazin online. Procesul ar fi următorul. Ar trebui să am o oră de discuție cu tine, cel care are magazinul, să te cunosc, să te înțeleg, să știu care e de ce-ul tău și de ce ai motocoase. Și din discuția asta are ies întrebări. Eu numesc coaching această discuție, pentru că din discuția asta are ies întrebări și răspunsuri la care nu le-am fi gândit separat. Sigur, acum pot să dau 1000 de rezolvări regizorale la cum spui povestea umană dintr-un magazin de motocoase, dar ca să fie specific pentru brandul tău și care să, ca să arate esența brandului tău, am nevoie să avem discuția asta înainte. Da, sunt sigur că mă duce în zona asta de uman. Dar și în zona de... Uite, hai să ne gândim la campania Hornbach. A, reclamele mele preferate. Da? Dacă luăm în zona de motocoase, ce se dădea? Cu răsăritul, cu oamenii care fac treabă, cu... Da, ce vin, da. Ce care cu ei și nu contează ce vinzi, ci care e chestia care poate să fie motivațională. Rutina. Motocoase îți creează o rutină. Uite, hai să schimbăm un pic subiectul și schimbăm subiectul spre un client al nostru de la curs care vinde produse alimentare românești, tradiționale, inclusiv poate de ficat, în Marea Britanie. Are un magazin, le aduce din România cu tirul, cum le aduce, și le vinde în Marea Britanie către românii din Marea Britanie. Înțeleg că e o piață uriașă asta de produse tradiționale, probabil și pentru alte țări, dar în special pentru produsele românești. Și vreau să ne gândim, asta e neregizat, deci asta ți-o dau așa, să live. Am auzit prima dată la tine cuvântul, expresia video manifest, adică un video care... Zi tu care ce face și cum ar putea un om care are un magazin online de produse tradiționale românești în Marea Britanie să-și facă un video manifest? Păi, e foarte ușor pentru că în Londra a fost singurul loc în care vara am putut să găsesc șorici. La un magazin tradițional românesc. În România vara nu prea găsesc șorici. Da. Deci ai experiență directă în povestea asta. Păi, în primul rând, ce era video manifest? Manifesto. E un video foarte puternic în care arăți în ce crede brandul tău. De-aia și spune manifest. Trebuie să fie scurt, trebuie să fie... Un minut, două minute. Și de ce e manifest? Pentru că arată credințele audienței
colective pe care tu o targetezi. Încă o dată, arde. Că e prea, prea deștept, cum ai zis. Zi mai până. Arată ce ne leagă. Arată credința colectivă, lucrurile în care credem noi ca audiență pe care tu o targetezi. Adică românii din Anglia. Suntem muncitori. Am venit cu un scop. Avem o tradiție. Ne leagă de România inclusiv partea culinară. Și începi și construiești. Există un film făcut de niște prieteni de-ai mei în Londra, se cheamă 13 Shades of Romanian, făcut de Dragoș Tegla și Andra Tegla, și am ajutat și eu cu parte de România, în care îți arătau 13 povești ale 13 români din UK, care fac treabă mișto acolo. Poți să aduni astfel de povești? Nu-i musai să arăți că ea mănâncă labor și tobă și tare. E vorba de esență. De ce ne legă ca români? Și vezi că la final, de fapt, e un magazin de produse tradiționale românești. Da. Te-am răspuns? Mi-ai răspuns. Încerc să înțeleg, să aplic partea asta cu distilarea emoției. Eu sunt inginer. Eu știu să împart lucrurile în sertare, știu să împart lucrurile în procese, în pași, să dau claritate. Dar am dificultăți și chiar acum trebuie să pregătesc un material video scurt, cum zici tu, 1-2 minute. Și mă gândesc, ok, deci trebuie să faci pasul A, pasul B, pasul C. Dar e clar că nu trebuie să comunici așa sau nu trebuie. Nu ajungi la sufletul omului dacă totul e inginerește. Eu cred foarte mult într-un mix de video content și vreau să vorbim un pic de partea asta de strategie de video content în e-commerce specific. Pentru că cu un video nu se face primăvară. Ok, cu un video manifest, cu un video statement, cu un video inspirațional, atrage asupra brandului tău, dar după aia vrei să descoperi mai mult. Și ca să descoperi mai mult, poți să faci content multiplu în care te duci fie pe niște chestii ingineriști legate de produsul tău, da? Fie niște povești ale clienților tăi. Aici e frumos, da, poveștile clienților. Powerful, pentru că mă identific cu ei. Apoi, care e scopul meu, de fapt, când lucrez cu fiecare client, de ca dintr-un singur video să scot cât mai mult video, cât mai mult content auxiliar pentru... Ce înseamnă asta? Adică să pot pătrăi un 6 luni, un an din video ăla sau din videourile pe care le fac să tai variante mai scurte. Să scot stills, stop cadre cu text. Așa că tu să-ți acoperi Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, ce mai e nevoie. Adică să iei o bucățică de material și să-l declin pe diverse... Da, pentru că acea bucățică te va întoarce mereu în landing page-ul pe care vrei, în site-ul tău, în magazin, în anume produs. Uite, în zona e-commerce, poate că mi-aș lua top 10 produse pe care vreau să le marketez mai bine pe următoare 2 luni și aș crea cu alea ceva video. Și mereu aș gândi-o în strategii pe 2, 3 luni, 6 luni, 1 an. Că altfel, da, dau un boom. Ok, poate că este sezonieră, da? Campaniile de Black Friday, da? Ca să funcționeze, trebuie pregătite. Și trebuie comunicate înainte. Content și uite, boom, Black Friday, de exemplu. Clar. Ceea ce sugerez întotdeauna două aspecte. Există content pe care poți să-l faci in-house, ăsta cu tine la cameră, da? În care vorbești și explici, pentru că oamenii caută oameni. E ok să-ți arăți fața. Ok, nu vrei fața ta, alege pe cineva care să te reprezinte și ca să fie gazda brandului tău, da? Și ai content la cameră pe care poți să-l faci simplu, odată ce ai o structură despre ce ar trebui să povestești. După care există content pe care trebuie să lucrezi cu cineva. Deci despre asta vreau să vorbesc prima, dar hai să rămânem la prima. Contentul pe care îl faci tu.
În primul rând îți trebuie o cameră super profi și un microfon de cel puțin 1000 de euro, nu? Dacă te cheamă Cosmin Coste, da. Glumeam. Spune-ne cum putem să facem content, pentru că și eu primesc întrebarea asta. Ok, pentru că am învățat de la tine. Hai să faceți content video către clienți, către cursanți. Și da, dar nu, zic, păi nu, dacă n-ai 1000 de euro, nici nu poți să te apuci de treabă, adică cu telefonul n-ai cum să faci. Și lumea inițial zice, a, da, păi ai dreptate, deci n-am cum. Și după care zic, nu e așa, că mi-a învățat Teddy să fac cu telefonul. Da, pentru că, na, credința colectivă e de acum 10 ani, când video era scump la agenție, dacă mergi și acum e foarte scump. Mhm. La un anume nivel, dar nu ai nevoie. În 90% de cazuri nu ai nevoie de nivelul ăla, ai nevoie de basic. Și ce înseamnă basic? Înseamnă că vreau să-mi văd fața bine luminată, chiar și de către o fereastră, care zici chiar și de o lămpiță care costă 100 de lei. Și vreau să am un background frumos, de exemplu cum e al tău. Vreau să te întreb ceva important. Trecem ușor la un alt subiect, după aia revenim la videourile făcute profi, că și ăsta 90% le faci, dar după aia ai nevoie de cineva. Și într-adevăr, ce se vede în spatele meu, acum mult timp am lucrat cu Teddy și mi-a zis, nu, mai așa, mai pune niște lumină, mai dă-te mai în spate, mai, adică m-a ajutat foarte mult, mulțumesc Teddy și primesc aprecieri pentru asta și spun, da, eu doar cu am făcut ce a zis Teddy în principiu. Apropo de să vadă omul, e acum un trend extrem de puternic în alte țări, în special în Asia, care se cheamă live stream e-commerce sau live video e-commerce, vânzare prin live, și vând oamenii aia ceva incredibil de mult și vând orice, că am citit despre o fată, o doamnă care a vândut o excursie spațială, o lansare de rachetă, ceva ce nu te iei, adică te gândești că vinde un ruș, că vinde o bijuterie, dar lansare, deci având o lansare de 5 milioane de dolari, ceva fantastic. Ai auzit de povestea asta? Crezi că vine și la noi? Păi nu că vine, vorbim de oameni din comunitatea ta care fac e-commerce, care ei trebuie să facă pasul către a veni chestia asta și care o să fie primul la vadă, o să cunoască foarte mult. Eu cred că e varianta upgradată de la webinarii. Știi ce cred eu? Pot să te întrerup? Da. Eu cred că e varianta upgradată de la teleshopping. Păi da, păi varianta online de la teleshopping. Asta e clar. E demo. Lumea are nevoie să vadă. Proof. De ce vrem videouri la fiecare pagină de produs? Proof. Vreau să dau play, vreau să văd, vreau să simt produsul ăla, pe lângă emoțiile ăla. Ce face live streaming e-commerce thing? E că îți arată, practic, pe bază, te invită la un demo, one-to-one, în care, sigur, ține de calitatea vânzătorului care e acolo, de carisma lui, de fel cum îmbracă, povestea și cum face oferta. Cred că la e-commerce te ajută să te conectezi și mai mult cu omul. Pentru că în teleshopping nu poți să-ți pună întrebări. Mm-hmm. E într-o singură direcție. Poate că vreau să-mi arăți cum poți chestia. Poate că, nu știu, uite, mai dau exemplu pe cineva din comunitate, dar îmi vine așa în cap întâmplător. Un shop, da, de design vestimentar. Uh-huh. Îți face un live streaming în moment ce face rochița aia, poate chiar pentru un anumit client. A, în momentul în care o creează, nu doar ca să o vând. Da. Frumos. Dacă ai și partea asta, dacă ai direct produsul în depozit, da, îl iei de acolo și faci un demo. Știi ce mă gândesc? Că poate fi mai ieftin să faci un video decât o sesiune foto profesională și poate fi mai de impact. Că o sesiune foto poate să te coste, încerc să-mi amintesc, poate să te coste 50 de euro o poză super profi, iar o sesiune video, i-am văzut pe oamenii ăștia din China care fac cu telefonul, cred că fac special cu telefonul,
E clar mult mai ieftină, cel puțin din punct de vedere tehnologie. Nu dai niciun crop, cum se cheamă, decupajul ăla la poză. Crop. Costin, depinde ce cale alegi. Sunt execuții ieftine, execuții scumpe, contează. Dacă ai nevoie de chestia aia, atunci, ceea ce încurajez pe fiecare antreprenor și motivul pentru care am și creat un curs pe video content, ce sugerez e mereu să încep să-ți faci tu singur, chiar dacă te alegi 3 ore pe lună, 4 ore pe lună, da? E important să-ți crezi minimul de content ca să simți diferența, să o apuci de undeva. Când începi să vorbești în 4-5 video pe lună măcar despre ceea ce faci, despre produsele pe care le vezi, despre shop-ul în sine, lumea se conectează cu tine și e curioasă. Și dacă tu împărtășești, pe tine te va alege. Uite, hai să dăm niște exemple concrete. Mai știți serialul ăla cu roboți? Desenul animat românești, roboții, făcut de Creative Monkeys. Apăreau săptămânal pe net și era o mare vogă. Okay. Oamenii după aia au fost cumpărați de Adobe, o echipă românescă din Cluj, pentru că au arătat cum fac lucrurile alea. Demo, live, e-commerce, like, backstory. Pentru că s-au filmat singuri. Nu ai nevoie de mega echipă pentru primul pas. Mai întâi trebuie să rulezi tu niște content. Și sigur, ești antreprenor, nu o să stai să te filmezi toată ziua. De aia, după ce sugerez să ții o zi, două pe lună sau măcar câteva ore pe care le dedici parte de marketing, de content marketing. Că da, avem telefoane scumpe, rândeam cu cineva adineauri, dar ele nu fac totul, adică sunt doar tool-uri. Da, unelte. Da, nu-l spun, trebuie să le folosești și trebuie să dai timp. Cursul pe care l-am făcut, pe care o să atașăm un link în descriere, da. E în 5 module, un curs care te învață de la A la acțiune. De la A la acțiune, bun. Noi avem de la A la Z, dar mai bine la tine. În 5 module, pentru că am vrut în primul să te împrietenesc fix cu partea asta de tehnică, de lumină, de video, de cum folosești tool-urile tale, telefonul, laptop, ca să faci video profi, că nu-i despre school-ul, e despre knowledge. Și despre cum scoți extrem de mult din orice. După care modulul 2 de brand personal și cum îți crești brandul personal, pentru că lumea caută oameni pe LinkedIn, nu caută brandul, numele. Clar. Apoi un video un modul întreg despre produse și servicii, care aici e-commerce are un loc special. Care pot fi promovate prin video, ok. Clar. Da. Apoi modul de video inspirațional, specialitatea casei. Iar ultimul modul e despre platforme și cum îți declin tot conținutul pe care l-ai făcut deja în toate platformele, așa încât să ai. Adică cum îl pui pe YouTube, pe da, și cum Facebook, îl faci specific și relevant pentru fiecare platformă, chiar dacă e parte din același video mare. Scopul ăla e să ai acoperite 3 luni, 6 luni, un an de conținut. Mai ales când lucrezi singur, poate să fie overwhelming și e bine să ai un ghid. Un ghid, da, o referință. Uite, am o întrebare personală, ce nu pot eu să fac? Că am învățat de la tine să fac și cu telefonul și din mers și la birou. Ce nu pot să fac, probabil că e de la mine, nu pot să țin minte toate lucrurile pe care vreau să le spun. Îmi fac câte o listuță așa cu liniuță, dar tot uite, trebuie să mai trag cu ochiul la, știi cum, te uiți la fițuică. Da. Cum faci să arate natural? Că poate ai 3-4 idei să le spui și poate nu le ții minte fără să tragi cu ochiul la fițuică. Sunt convins că oamenii țin minte, dar eu am dificultăți cu asta. Păi de-aia ne-a dat Dumnezeu montajul și în momentul ăla în care tu tragi cu ochiul, îl tai. Și îl tai. Spui ce ai de zis, stai o secundă, te uiți, memorezi, ridici ochii, mai stai o secundă ca să poți să tai
Și ok, adică nu arată urât. Da, păi nu așa arată urât, că schimbi în montaj. Da, pentru montaj. Îți trebuie un tool de la tot de 1000 de euro, nu? Nu poți să faci asta cu telefonul sau cu un laptop sigur, normal. Da, sigur. Bă, să știi că aici și pe mine mă bat. Deci, mama, am cunoscut vara asta. Am fost într-un juriu de liceeni care au făcut trailere de cărți. Da, trailere care arată... Deci zice, bă, dar unde e filmul mare? Deci trailere video. Au făcut un fel de scurtmetraje pe structura de trailer la anumite cărți. Mamă, și cartea câștigătoare era un film ca de acțiune pe care Gagica de 16 ani îl montase pe telefon. Exact, asta vreau am, să spun. Am murit când am văzut. Eu n-aș putea face asta. Pe telefon recunosc că și mie mi-e dificil cu degetele, dar pe aplicația gratuită care vine cu laptopul, deci chiar pot să, eu o fac și pe tabletă, că da, special da, am stârnit ăsta, da. Că ai ecranul mai mare și prinzi mai bine cu degetul. Și asta trebuie să faci, practic, să dai niște cut-uri, niște tăieturi în film și să lipești bucățile unde poate a fost un zgomot din exterior sau ai tras cu ochiul la fițuică sau... Și oricând, părțile astea poate de montaj și așa le poți externaliza, dar e bine să le încerci. Că poate chiar e pentru tine, poate chiar te relaxează. Eu mi-aduc aminte prima dată când am făcut asta și ți-am zis ție, ocupă-te de montaj, că nu știu. Și tu mi-ai zis, stai așa, ia deschide aplicația gratuită de pe laptop. Hai să ne uităm un pic la ea, că dai un cut, mai pui un cut. Înțeleg că nu faci efecte de Hollywood, dar cât să transmiți un mesaj e arhisuficient. Vreau să aflu ceva de la tine. Am citit undeva, spuneai tu, de... citesc ca să nu scriu, să nu spun greșit, oxitocină. Asta e ceva în creier care tu ziceai că te face să dai share și vreau să știu cum să activez oxitocina asta ca să dea lumea share. Oxitocina e hormonul care apare în noi atunci când întâlnim pozitivul. Când suntem surprinși de bine, când vrem să dăm mai departe acel bine. Și de-aia țin la povești inspiraționale și povești care te surprind, pentru că de-aia dăm share la acele povești. Chiar și la alea funny, ne provoacă bucurie, da? Dar mai ales alea cu însemnătate emoțională, care poate să transmită un mesaj, o lecție mică, orice. De-aia, comunicându-ți brand-ul sau produsele prin o astfel de povestioare, film, video, ceva, mesaj care are ceva emoție, asta creează oxitocină în mintea privitorului. Pentru că, din nou, revenim la reclama de la Hornbach. Foarte mult au dat share. Da? Uh-huh. Dacă era un anunț ciocan de tot persecutor, 200 de lei. Da, discount 20%. Da. Da. Aia e diferența. Dar am o provocare, pentru că mie îmi plac foarte mult reclamele de la Hornbach și varianta video și varianta simplă de pe stradă, de pe billboard. Dar unii oameni îmi zic, ce-i ciudățenia aia? Să-mi zică vorba ta, cât e ciocanul rotopercutor, stăm atâta cu emoții. Adică totuși lumea e împărțită, nu sunt toți. Exact. Tocmai de aia vorbesc de o strategie de content, pentru că îi atragi cu un hook emoțional și îi duci în niște comunicări mai pragmatice, în niște live e-commerce demo, în niște videouri de how-to, da? Niște videouri de specificații, în niște, nu știu, meet the producer sau mai nou, în niște povești ale utilizatorilor. Inspirațional nu înseamnă mereu că te face să plângi. Nu te să plângi la o motocasă sau la un magazin de, you name it, produse casnice, alimentare românești. Alimentare. Atât să te bucure, de fapt. Ăla e sentimentul. Că unii sunt mai sensibiloși sau că ai dus povestea în direcția aia, depinde și, dar scopul nu e să plânge. Eu fac Caterinca atunci când mă refer că mă plătesc cu oamenii să-i fac să plângă. E vorba de a aduce ceva surprinzător. Care e scopul?
în goana asta de zi de zi, uităm să ne uităm în oglindă într-un fel frumos, într-un fel care să ne aducă bucurie. Uităm să vedem în jur, uităm. Nu avem aplicarea că de a căuta în jur partea asta de pozitiv. Și atunci dacă tu ca brand, orice minzi, dacă poți să-i găsești esența umană și să nu transmiți într-un mesaj, tu mai ai făcut câteva secunde mai bune în ziua aia decât să-mi spui cât costă un ciocan. A, că după aia sunt curios și vreau să aflu, dar trebuie să aflu la fel de rapid, nu trebuie să mă învârtești în povești. Dar arată-mi despre ce e brandul tău, despre grija față de oameni sau de, doar despre profitul lui? Mm-hmm. Clar. Eu mi-amintesc că, nu știu dacă și tu ai problema asta, mă uit la cărți în bibliotecă și zic, știu sigur că am citit-o, dar habar nu mai am ce e în ea, cărți de business. Dar, adică zero, zero. Și mă gândeam la o carte și asta vreau să o împărtășesc și cu ascultătorii noștri, care se cheamă în limba engleză The Goal și cred că a fost tradus ca obiectivul sau o punem în descriere, care este o carte de business, te învață optimizarea de procese într-o fabrică, deci business, business, dar totul e pe o poveste. Șeful fabricii are o familie și se supără nevastă sa pe el și se chinuie și cum s-o câștige înapoi și o scoate în oraș și repornesc flacăra. Tot timpul ăsta e o poveste, după care pleacă cu fisul într-o drumeție la munte și cu clasa lui fisul. Și ții minte toate lucrurile astea. Nu poți să zici cartea asta nu mai știu despre ce era vorba, că știi exact despre ce era vorba, că totul era țesut pe o poveste. Ceea ce nu e ușor și aici vreau să ajung, că tu ai lucruri de spus, specificații tehnice, ce faci tu, ce... și e un efort, adică asta trebuie să recunoști, că e un efort, trebuie să te oprești și să zici, care e esența, care e povestea pe care aș putea să o țes eu aici? Ai în curs, sau poți să ne dai așa în două cuvinte, o metodă, un pașii pe care să-i facă un om ca să-și ia timpul ăsta și să-i iasă povestea? Că acum e în felul următor, dacă ai un business mai măricel și ai un departament de marketing acolo, da, poți să-l faci in-house. Dacă nu ai chestia asta, aia cu povestea și cu filmatul poveștii și inspirație, e bine să apelezi la o agenție sau o companie de producție care face așa ceva de unul singur. Poți să faci content cu tine și da, aici poți să dau o schemă de primele 5 videouri, cum faci primele 5 videouri cu tine, că lumea spune, bă, dar ce să spun? Da, în ce să spun, exact. Păi uite, cea mai simplă schemă e asta. Primul video spunem despre tine, despre ce faci. Și call to action vreau să fie despre să întreb oamenii ce le-ar plăcea să afle de la tine. Pentru că fiecare video trebuie să mă call to action. Ok, îi trimiți în pagina, în site, dar vrei să-i pui și să-ți comenteze, că vrei să interacționezi cu ei. Al doilea video vreau să-mi spui ce e special la ceea ce faci tu, pentru tine. Faptul că vinzi motocase, dar de ce e special chestia asta? Gândește-te, poate că nu-ți vine răspunsul pe loc. Deci este un pic de pregătire aceste videouri. A treia video mi-ar plăcea să fie ceva mai personal. Chiar dacă ești inginer, vreau să mă arăți că ești și om câteodată. Da. Și ai avut o provocare cumva, profesională, personală. Oricum, chiar dacă e profesional, tot ca om ai depășit-o, nu? Cumva, da. Ai utilizat ceva uman ca să depășești. Și vreau să-mi povestești despre provocare și cum ai depășit-o. De ce? Pentru că vreau să mă apropii de tine uman, să te simt. Ești om la fel ca mine, pot să mă conectez cu tine, sunt curios de ceea ce faci. Asta ar fi a treilea video, să spunem, într-o structură de primele 5. Al patrulea ar putea fi un how-to. Arată-mi un tool pe care tu îl folosești. How to concret, adică nu da, direct. Da, ceva ce m-ar putea ajuta din sfera ta.
Uite, la tine în partea de e-commerce ai o grămadă de tool despre care ai vorbit, pe care oricine de acasă poate aplica, da? Fie că e un tool online, un tool de comunicare, orice fel de tool. Project management. Da, pentru că vreau să-mi dai educație. Asta e scopul acestui video. Și ăsta e un tip de video educaționalul care generează foarte mult content și foarte multe lead-uri. Apoi al cincilea video e un call to action în sine care vorbește despre disponibilitatea ta. Ce înseamnă? Un call to action în care te arăți disponibil să împărtășești cu ei. Să dai un Zoom call de 10 minute for free în care oferi consultanță. Or 15 minute. În care vorbești cu omul ăla. În care ești deschis să-ți fie adresat. Pentru că sunt unii specialiști sau influențe sau așa la care nu le ajungi la mail, la mesaje. Și atunci tu, arătându-te deschis, atragi foarte multă lume. Mine asta m-a ajutat maxim în anul trecut în pandemie, în stare de urgență. Zic, băi, oricum stau pe aici, acasă, ofer 20 de minute în timpul meu oricărui om pe care pot să-l ajut. Expertiza, și oamenii au apelat la minutele au tale? Au apelat și foarte mulți cercuiesc mi-au devenit apoi clienți. Bun. Eu nu mi-am scris ce ai spus tu acum, dar urmăresc din nou și îmi notez că ăsta e un plan de content video super simplu. 5 pași, 5 materiale. Da. Și e bine că la fiecare final de video se parte asta de identitate, logo, mesaj și de call to action. Lasă un mesaj, fă ceva, intră acolo. Mm-hmm. Downloadează ceva free, dacă e un gimmick, un free book sau ceva de genul ăsta. Asta e un plan de 5 pe care oricine poate să facă. Acele 5 videouri le faci în fiecare lună. Pe alte subiecte. Și pentru cât? Deci cât îți ia? Le faci în 3 ore? Da. Le pregătești probabil 2 ore, că stai să le pui pe poiță. Mm-hmm. E, dacă ai timp, pregătește-le cu o zi înainte, ca să fii fresh a doua zi. Mm-hmm. Reînregistrezi, probabil că o să-ți ia vreo 2 ore la început să reînregistrezi și încă vreo 2 să le tai. Că nu vorbești, Florin Piesici. Vorbești ca mine, cât ai putut. 2 minute pe fiecare subiect. Dacă simțeai mai mult de zis, ăla e semnul că poți să faci mai multe videouri derivate din tema aia. Nu trebuie să-mi faci un doctorat că te-a apucat bucuria de a vorbi. Aia e schema. Pentru că vrei ca lumea să urmărească și alt video și alt video și să vadă că tu ai consistență în ceea ce spui. Că, uite, împărtășești atât de multe videouri și lucruri interesante încât merită să am contact cu tine. Teddy, ne apropiem de final. Am o întrebare grea pentru tine. Mm. Noi facem ce facem pe inspirațional și pe video, dar ce indicator de performanță ar trebui să urmărim? Ce KPI la un... Că e un efort, adică din ce ai zis tu, poate să dureze o zi pe lună. E un efort. Trebuie să iasă ceva din efortul ăsta, că nu suntem Mihai Eminescu, nu știu, cred că și el scria la un ziar, trebuia să-și plătească facturile. Cum urmărim că a ieșit ceva bine din partea asta? Eu mă iau după numărul de interacțiuni și de obicei nu mă iau după numărul de vizualizări, ci de comentarii. Pe comentariile alea trebuie să te provoci. Fie prin call to action, fie prin faptul că tu comentezi acele video și pui o întrebare auxiliară față de ce ai spus. Comentariile generează interacțiune, interacțiunea generează lead-uri. Deci sau, comentariile sunt... Da? Sau vânzare directă, ok, conversiile. Te-ai intrat pe site, ce-a făcut pe site? Ok, l-ai dus pe site. Site-ul e apt să vândă după ce tu te-ai străduit să faci contentul ăla? Clar. Încă un hint. Ar fi mișto ca pe fiecare pagină importantă din site să ai un video care te ghidează. Care te ghidează, care spune ce să faci. Un homepage, un la produs, în contact. Noroc, bine că vrei să mă cauți. Hai să povestim. Uite, știi? Astea sunt bune. Sunt bune, Teddy. Eu mă apuc de ele. Ceva personal. Da. Ca să încheiem cu zona noastră de focus. Zine tu, prima dată, când ai cumpărat ceva online? Și
Ce ai cumpărat, dacă îți mai aduce aminte? Sau dacă nu ți-ai aduce aminte, zi-mi ultima dată, dar nu ultima, ci ultima a, bine, care ți-a plăcut. Nu știu dacă spune, Olex nu se pune ca și cumpărator. Nu, nu, trebuie să fie o cumpărare de pe un magazin online, dar ceva ce ți-a plăcut. Probabil că era ceva din zona software. Eram probabil că în facultate și probabil că am dat bani pe un plugin. Însă, când cumpăr, și bun, nu vorbesc de mâncare Glovo și așa, dar când caut, uite, când am cumpărat platforma de curs, Podia, cum am ales-o? Cum? Mi-a plăcut că pe Podia m-a ghidat site-ul, m-a luat de mânuță, mi-a arătat tutoriale și moduri de aplicare și de soluții pe care produsul ăla lor îl oferă. În fiecare pagină, în fiecare pas mă aflam. Avea și un preț, nu știu. Dar faptul că am simțit umanitatea acolo, faptul că am simțit la un click distanță să vorbesc cu ei și să mă educe în a folosi produsul, așa i-am ales pe ei. Da. În mine e importantă zona asta de cum îți comunici asta dacă îmi trebuie un alt diferențiator decât prețul. Da, dincolo de produs preț. Mm. Spune-mi unde te pot găsi oamenii și când te pot găsi, ce să-ți ceară, ce să zică? Teddy, dă-ne ce? Bun, în principiu mă găsesc pe site ca să vadă ce lucrez, cum lucrez, pe teddynecula.com. Acolo au și mail-ul și LinkedIn-ul și tot ce au nevoie și accesul la curs. Să-mi ceară orice sfat. Eu sunt deschis la împărtăși. Chiar la avea 15 minute de discuții cu cine are nevoie de mine. Mă caută lumea și în stilul în care au de făcut lucruri care trebuie să fie gata ieri. Mă caută lumea și în stadii de proiect. Pasă-mi să-i oricând. Mă găsesc și pe LinkedIn, Teddy Necula, și pe Insta, pe ce era la număr. Apropo de ieri, am una ultima pentru mâine. Deci azi tu spui ceva unui antreprenor și îți dau altă provocare, fii atent, un antreprenor care vinde instrumente muzicale online. Da. Dă-i trei recomandări de lucruri pe care să le facă, dar să le facă fix mâine, deci să fie atât de mici încât să poată fi făcute mâine. Azi ascultă, mâine le face. Trei lucruri în zona ta de video pentru e-commerce. Să facă video. Aș vrea trei prieteni sau trei membri din familie ce au pe lângă mine, le-aș da un instrument în mână și aș vrea să le văd bucuria experimentării, bucuria jocului, felul cum se simt. Chiar dacă nu știu să cânte. Nu, pentru că e despre experiență. Dacă mai poți să le pornești cu un YouTube și în 5 minute să înveți Frere în Jacă, care e foarte simplu. Ok, cum se cheamă? Frere în Jacă, dorme bun. Parcă, ai făcut școala păruță. Păi am făcut. Ok, deci ăsta e unul. Trei prieteni apropiați și să facă un video cu bucuria de a folosi instrument. Pasul următor e să ai niște cântăreți, poate ceva pe care îi invici undeva sau le trimiți niște instrumente și să-ți cânte ceva pe acele instrumente. Să zică și două vorbe și uite cum te-ai creat o comunitate de influenceri care nu trebuie să fie influencerul. Ok. Și a treia, mă gândesc eu la a treia, din alea 5 pe care le-ai zis tu, un video de how-to sau de... Te gândeai în zona aia, eu mă gândesc la o soluție pe care să faci mai să fie interesantă. Dar nu, din alea de 5, sigur, povestește-mi chiar și de oferte, chiar și de, nu știu, dacă vine cum să înveți anume instrument. Care sunt 5 pași simpli să înveți instrumentul ăla? Cu resurse, pam, pam, pam. Da. Îți mulțumesc tare mult, Teddy. Îți urez succes pe acolo pe unde ești. Te așteptăm înapoi în România și ne auzim.
Mulțumesc, succes cu podcastul, foarte bun. Ciao, să fie.